Băi, Marinescu, cum ai putut să spui așa ceva? Că am vrut să te bat, deși eu te-am invitat să bem o cafea împreună. Îți promit, data viitoare te invit într-un alt loc, acolo unde îți place ție. Bună, familie, mă numesc Tina! Surea! Și avem aici un super invitat. Cine este tatălui Nicos de la Puterea Dragostei? Giovanni, sunt, vă salut pe toți, pe toate. Mulțumim. Suntem gazda dumneavoastră aproximativ nu știu câte minute sau poate chiar ore, nu? Depinde de voi. 40 de minute dacă vreți. Lăsați în partea jos în comentarii ce întrebări mai aveți Giovanni, că poate să mai facem vloguri împreună și îți mulțumim că ai apărut la noi în clip pentru că te-a rugat și Nichi. Ai dat bine? Da, m-am simțit foarte bine. Îmi stă foarte bine ca DJ-ul. Da. Ai fost DJ, nu? Am fost, când eram mai mic, am fost și DJ. Ia, deci te poți... Și antrenor de fitness și DJ, ce mai vreți noi și oameni? Și cântăcioasă am fost, cântăreț și mai multe, 7 într-1. Familia, aveți acum 5 secunde, dați un mare like, un share pe Facebook. Stai puțin, înainte de asta, pe scurt, da, ce întrebări? Vorbim despre Marinescu și despre întoarcerea lui Marinescu și despre cearta de cu Nicos. Asta, că parcă nu aveai când am venit. Am făcut niște subiecte micuțe, așa, vorbim despre... Ce relație ai avut tu cu Mona, că am văzut niște poze incendiare cu tine și cu Mona, dar nu răspunde acum. Uite reacția asta, da reacție. Vorbim despre fosta ta Nora, Alexandra. Și despre Akebono. Am zis bine Nora, nu? Și despre bătaie. Fosta mea Nora? Alexandra, păi nu a fost... Alexandra? Alexandra, păi nu a fost cu Nicos în misiune? A fost? Da, a fost. Scrieți în comentarii, a fost cu Nicos sau nu? A fost cu Nicos, Alexandra? Nu știu, eu am văzut că a fost cu mai mulți. Dar în fine. Oh, 1-0. A fost cu mai mulți. 1, 2, 3, 4 și mă opresc. 5, 6, 7, 8, 9, mă opresc. 9, 10, 11, 12 și m-am oprit. De când am înțeles voi să intri în emisiunea Puterea Dragostei? O să vedem pe vlog care-i treaba și pentru ce fată intri. Păi acum că s-a scos regula aia cu familia, poate toată lumea să intre. Nu vreau să-i simt în suspans, voi intra pentru tine, Alexandra. Pentru că am văzut că îți place să fii coafată. Îți promit că o să te coafezi. Am observat că Akebono ți-a strigat mopul. Te coafează tăticul. Ce mai șmecher vlog ăsta e? Hai și mai avem aici. Vorbim despre fete, vorbim despre băieți. Părerea ta sinceră despre fiecare în parte. Și despre Cristian Comunici, că am înțeles că te-a sunat pe camera așa din senin. Cristian Comunici m-a sunat, deși mi-a scris un mesaj pe Instagram. Ce mai bine, ce mai bine explicăm un vlog, da? Ok, aveți 5 secunde să dați share pe Facebook, like și comment. Nu uitați să intrați pe Instagramul Reașnea Oficial 2 după acest vlog și... Ce dați follow pe Instagram, Giovanni, ce mai aveți în partea jos de Instagramul? Și clienta noastră o găsiți tot în partea de jos, Rea și Tina, să vă achiziționați. Hai să numărăm, da? Și dacă ați ascultat piesa noastră, scrieți pe comentarii ce părere aveți de piesa noastră de a apărut și Giovanni. Da. Ca DJ, hai să numărăm, hai. Da? Numeri cu noi, da? Toată lumea să oprește și like acum, da? Like acum. De la 5 la 0. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Like, familie, vă iubim și vă mulțumim. Haideți, foarte începem. Frumos. Ok, începem cu Marinescu. Like pentru revenirea noastră după piesă. Te rog frumos, Marinescu. Marinescu, mă scuzeți. Eu așa, pentru că n-ai cum să-i spui altfel decât de Marinescu. Cum ai putut să spui în direct că te-am amenințat? Pe bune, te-am invitat la o cafea, bărbătește. Data viitoare te invit la hotel. Eu cred că nu mai ai fi refuzat. Dar de unde asta? De la poza aia în care a apărut el împreună cu Cezar? Că nu știu cum îl cheamă pe respectivul cu care este. A fost și la Puterea Dragostei. Cu care este? Nu știi? Nu. A fost și la Puterea Dragostei. Cel care este cu el în poză? Da! Dar mai am câteva poze cu asta, așa, nu știu câteva. Căutam orăcănelul sau nu știu ce căuta pe acolo. Nu este sau prea... Sau șocâtele. Tu ai inventat pilitura de cui? Ce naiba căutai pe acolo? Stai! Stai, mi-am adus aminte. Mă prind mai greu. Cum ai putut să spui că ai făcut-o de două ori? What? Cum de două ori? De două ori ce? Backlash? Congrats? Ce-ai făcut de două ori? Că m-ai lăsat în aer. Ce-ai făcut? Ce-ai făcut de două ori? Referitor la... Treaba cu chat-ul. Cred că la asta s-a referit. Dar cum de două ori? Cu colegul lui sau cu... De două ori. Că a intrat de două ori în viața lui, nu cu colegul de două ori. Sau poate cu coleg... Nu știu. Sau poate, da. Nu, sincer, tu ce ai înțeles când el a spus că a făcut-o de două ori? Că a încercat. Adică, cred din vorba românului, că e din popor. În afara camerei, poate de două ori. Păi nu, nu era vorba despre ceea ce a prestat el, serviciile pe care le-a prestat. Am făcut de două ori și nu mi-a plăcut. Sau mi-a plăcut mai puțin. Sau poate chiar... Dar cu ce părere e că a vorbit foarte urât de Nicos după ce erau prieteni? Știi că erau în aceeași cameră, erau chiar prieteni și da, după... Da, eu țin să cred, pentru că el este un băiat influențat de către... Cred
și nu știu dacă se va adeveri, dar mi-aș dori din tot sufletul. De Cristian este influențat de șarpele la bătân, la stă ca vulturul așa pe stâncă. Mamă, dar ce mâine ai să mă bată mama. Mie mi-e frică în vlogul meu. Și se uită și atacă noaptea și le coace. Și l-a băgat pe Marineasca, l-a pus în arc, a tras cu el. A, deci tu crezi că Cristian Comănici are o problemă cu Nicos și a vrut să se răzbune pe săgeată? Nu că este copilul meu, pentru că mie îmi place să fiu foarte corect. Dacă a greșit, pedepsiți-l. Cum vreți voi, nu mă interesează. Adevărat vă spun. La fel i-am spus și când a plecat de acasă. Ai greșit, plătești. Gen Marinescu e săgeata lui Cristian. Comănici. Ce de pe comentarii ce părere aveți? Eu cred că e ceva acolo. Păi da, Cristian s-a dus cu Nicos la baie când a venit. Păi înseamnă că a fost, joacă bine rolul până la capăt, nu? Adică dacă era săgeata lui, s-a dus să-l împace pe el râzând sau cum, că nu înțeleg. Eu unul sunt foarte, foarte, foarte curios să văd reacția lui Marinescu acum, când el nu cred că va fi influențat de nimeni, poate de Alexandra. Pentru că așa a spus, te ia mămica la piept și îți dau să-ți... Păi da, dar lui nu-i plac fetele, n-ai zis că nu-i plac fetele. Păi Alexandra face tot posibilul să-l acapareze, să-l tragă lângă ea. Alexandra vrea să-ți facă gelos pe Nicos, eu asta cred, asta am nu văzut. Nu are nevoie de aliat să nu iasă din emisiune, părerea mea. Oricum nu o să iasă, Alexandra, scrieți pe comentarii cine vrea să fie eliminat din Casa Puterea Dragostei și ce părere aveți de Nicos. Că dacă tot ai spus că dacă merită bătut să fie bătut, corect, dacă a greșit să fie judecat, poporul să-l judece. Dacă mai dăm o dată masă, dar să vedem pe jos. Hai să continuăm. Ok, deci ce părere ai de revenirea lui în emisiune? Te bucur că s-a reîntors? Pe mine, unul sincer, eu nu cred... Păi nu că voia România cu el. Nu cred că am să fiu niciodată și spun 100% din toate punctele de vedere că am să fiu în situația lui. O persoană care a practicat sportul ăsta extrem de 2 ore. Ce cauți, frate, acolo? Ești nebună? Ce cauți acolo? Acolo sunt numai bombardieri. Păi n-ai auzit că vor să bage la... Te bombardează ea ca în Afganistan, ești nebună. Păi nu, că la mijlocul sezonului se schimbă regula. Și să vă mai spun ceva, cum au putut... Cum? Ce zici, Morea? Mă uci eu! Bun, păi mergem toți! Toți vine și David de apoi! Ai voie, gata, nu mai e regula fată cu băiat și băiat... E băiat cu băiat, ai voie! Nu, eu cred că s-a făcut o nedreptate în emisiunea asta. Câți băieți și câte fete sunt? 7 cu 7, da? Da. Eu cred că e o nedreptate. Marineasca trebuia să fie la fete. Și Alexandra la băieți. Să mai vină 2 băieți. Și Alexandra la băieți. Cam pe acolo, da. Deci se pot schimba. Spune-și mai tot frumos, ce relație ai avut tu cu doamna domnișoara Mona? E doamnă sau domnișoară? E măritată, nu e măritată? E doamnă domnișoară, ce-o fi? Este domnișoară pentru că nu este măritată, așa. Ce? Am văzut niște poze cu tine și cu ea. Dar videoclipul nu l-ai văzut? Ai văzut cum lustruiește bara? Care bara? Bara, așa a fost lustruit. Din piesa lui Nicos. Așa a fost și eu lustruit, ca bara aia. Știi? Adică mă înțelegi. Ma. Deci asta a fost relația voastră, practic. O lustruire de bară. A fost o relație. A fost da, bara, eu am intrat cu mașina ceva și mi s-a zgâriat puțin bara. Mie poate lustrui. Poți chema pe Mona că ți-o lustruiește. A, super, pe dacă șancă e mecanică auto. Poate te întreb ceva. Că pare așa sigur pe tine, măcar se pricepe. Da, chiar, da, chiar. Ce întrebări indiscretele. Curioaselor. Curioaselor. Ne scoatem aici totul. Nu, ne oprim aici în legătură cu Mona, pentru că eu nu o văd că suferă în această emisiune din cauza faptului că nu-și vede copilul și pe această cale te salut, Mona, chiar dacă ai fost Tom Popescu, știi ce zic? Ai ars-o așa, noi tot așa mergem. Dar ce părere ai că am avut foarte urât de Nicos în emisiune? Păi nu știu, dacă nu a prea avut ce să vorbească urât despre Nicos. Că l-a atacat, s-a băgat, l-a atacat în orice subiect. Nu, a fost hoață perversă de la început. Eu unul banca am prins așa, deși i-am spus să stea în banca lui. Intenția noastră a fost și mai mult lucrul ăsta pe care l-a făcut Nicos. Să vadă și mie tatuajul, că am dat și o groază bani pe el. Mamă, stai un pic. Am făcut gestul ăsta frumos, nu pentru ea, ci pentru copilul ăla frumos pe care îl are. Pentru ea n-aș fi făcut absolut. Dar ce părere ai de Alexandra, că nu zice nimic de copilul ei? Adică eu nu am auzit vreodată. Eu sunt șocat. Așa cum a spus Nicos că a crescut fără mamă și l-am crescut așa cum am putut, deși pot spune că ne-am maturizat și am crescut împreună, am învățat unul de la altul. Nu știu, n-am văzut nicio tristețe, că și eu sunt părinte și știu ce înseamnă. Nicio tristețe, nici absolut nimic legat de ceea ce are acasă. 100%. Eu unul nu știu, am aflat tot așa de la alte persoane care are un copil, fată, băiat, nu știu ce are, să-i trăiască, să fie sănătoasă. Dar eu a fost plecată foarte. Dar femeia asta, pe bun, e pitbull, bă, frate. Cum poți să spui, mă, unui bărbat că nu te-a putut bine, ai nebun, ești masochistă, ce ai nebun? Scrieți în comentarii ce părere aveți. Și te coafezi unde ți-a dat ăla cu mopul în cap, vin eu pe la spa banache și te face părul bucle. Și îți fac părul bucle, așa cum îți face ție. Păi stai puțin, ea a fost obișnuită să fie plecată și să nu fie alături de copilul. Păi din câte știu eu că avem ceva prieteni comun, ea e învățată, bang, în barbă, la ficat, du-te acum, de ce ai stat atât,
mai dut o dată, mă înțelegeți ce vreau. Adică îi place. Apoi adică înseamnă că e genul de femeie care dacă nu e bătută, nu se simte iubită. Masochistă. Da, ceva masochistă. De genul. Dacă ei îi place, acum nu poți să faci ceva pe gustul omului. Și sunt foarte, sunt foarte multe fete acolo care mie chiar îmi plac. Aoleu, aoleu, șoc. Așa, nu te gândi la altceva. Nu te gândi la altceva. Nu pot vorbi din cauza ei. Băi, da, puneți-mă mâna la gură că e pe 7. În afara faptului, Alexandra, s-o spun de la prieten la prieten. Ai limba română, ești exagerat de agramată, n-ai nicio treabă. Nu vorbești corect gramatical. Calcă frâna, nu te mai hazarda într-un subiect în care nu-l stăpânești. În afara faptului că corzile tale vocale sunt foarte înalte, atât. Dar de sora ei ce părere ai? Mi-e place, mi-e place. E victimă să deci nu mi-e place de ce fapt. Ce cauți acolo că ești ca mielul la tăiere tu. Da. Ești mielul ăla care se sacrifică, ai văzut? Dar n-ai văzut că o ceartă când greșește ea și da. Nu ia apărarea o ceartă? Îmi pare rău despre ea, pe bune. A luat-o ca paravana, ai înțeles? Cum a spus și cei din casă, au venit la pachet. Dacă o dă pe una afară, producția nu o dă frică că pleacă și ailaltă. Da, și au nevoie de Alexandra să facă show. Scrieți pe comentarii. Și asta greșiți voi cei din casa de la băieți pentru că îi dați foarte multă atenție și ați dat foarte mare valoare. Nu mai băgați ignorați-o, încercați să vorbiți și cu celelalte fete care cu siguranță au ce să vorbească și ați avea ce să vorbiți. Dăm două, trei exemple de fete. Una e Mona, pe bune. Așa. Și a doua este... Andrada. Andrada, da. Da, și mi-a plăcut de ea. E singura care s-a luat cu bărbatul meu. Pardon, cu Alexandra. Da, Mariana nu-ți place. De fapt, stai că revenim la fete imediat. Scrieți pe comentarii ce părere aveți despre Alexandra și dacă sunteți de acord cu ce a spus Giovanni. În mare parte ai dreptate și faza cu copilul. Păi nu mai vorbește. Eu nu mai vine să mă uit la emisiunea asta. O văd numai pe aia că-i să umplă vena a venit cu scop. Și are niște gesturi de bărbat, n-are nimic feminitate în ea, n-are o vorbă dulce. Este clar că tu n-ai venit acolo pentru nicio relație, asta pentru e. Că ai fost în foarte multe emisiuni de genul și nu ți-ai găsit, tu ești învățată cu ea de 50-60 de ani. Tu vin în emisiune când o să vin și eu. O să fac o emisiune și de babalăci. Opesc. Puterea dragostei after. Mă, eu gândeam... Atunci să fii, când sunt și eu în emisiune. Ia să vezi, găsești ceva sau nu găsești bărbați? Cei din casă îi faci copii, că pe normal dacă ai vorba de ăștia de 48-50 de ani. Eu zic că a venit normal cu scop. Sunt copii pe lângă tine. A venit cu scop mare, urmăritor și atât. Ok, deci a meritat să și dolari. Și lire turcești. Lire turcești. Ceabuc. Deci a meritat sarmalele alea sau nu le-a meritat în față? Băi, nu instig la violență, nu. Este, a făcut un spirit de glumă, pentru că și a făcut câteva glume de-astea proaste, cu făina, cu toate astea și nu i-a dat nimeni niciun capac. Urât cum ai reacționat. O femeie deșteaptă nu face așa ceva. O femeie deșteaptă, nu ești femeie. Și sora ei, ca să le la bătaie la chebun, ai văzut? Băi, s-a băgat în sus. Aia e pătălei cu mandă. Și când mai auzi de la sfârșitul emisiunii, adică la sfârșitul sezonului. Păi de-aia e fiecare gala afară să fie eliminată. Da, fiecare gala este în față. Atunci, mă, hai să mai auzi, nu știu cum o cheamă. Adriana. Ce părere despre relația lui Nicos cu Alexandra? N-ai nicio părere? Faptul că ei au fost împreună, că s-au plăcut, s-au potrivit? Ce împreună, că a jucat murdar de la început? Vorbea și cu ăla, cum îl cheamă, băiatul care a fost în sezonul 1. Dar ai văzut că se... Gabriel îl cheamă? Da. Gabriel mai vorbea cu unul vinoncoa, noi am mers cu ăla, l-a luat pe ăsta, pe mă o încerca cu Achebon, a văzut că nu e loc. Joci teatru de aici cu actriță slavă. Deci nu l-a plăcut pe Nicos. Niciodată. Scrieți pe comentarii voi ce părere aveți. Alexandra l-a plăcut pe Nicos, da sau nu? Da, hai să vedem, dar Nicos a plăcut-o pe ea. Scrieți comentarii. Vorbeam eu cu el, da, sincer, da. Pe bune. Mi-ar fi și rușine să mint am 2 metri și să mint poporul cu telefonul. Hai, cu vlogul. Hai să numărăm acum, aveți 5 secunde, dați un mare like, un share pe Facebook și după continuăm cu... Ne spui ce părere ai despre Cristian Comănin și care a fost... Nici la miliție n-am fost așa interogat. Aveți acum 5 secunde, dați un like, un share pe Facebook, să facem acum 10.000 de like. Deci rectificăm, să ne dea lumea... Like! 10.000 de like, un share pe Facebook, multe comentarii cu ce părere aveți de Giovanni și hai să numărăm, da? Și nu uitați că aveți Instagramul nostru în descriere și în partea de jos. Și vă așteptăm și pe reașina oficial 2 după acest vlog, nu uitați să vă achiziționați și dieta. Hai, 5 secunde! Haide! 5, 4, 3, 2, 1, 0! Like, familie, vă iubim și vă mulțumim! Eu mereu mă curla asta. Așa, haide, Cristian Comăniș. Deci Cristian Comăniș te-a contactat pe tine pe Instagram sau pe ce anume ți-a scris? Pe Instagram, dar mi-a scris un pomelnic acolo de... Am făcut tot posibilul să-l descifrez. Am zis, Cristian, cum? Cine e ăsta? M-am uitat puțin, am văzut poza lui și am spus, te rog, sună-mă că arabă eu nu știu. Nu, putare. Dar ce voia de fapt? Care era scopul păi, lui? La câteva secunde, poate chiar un minut, m-a sunat. Domnul Giovanni, îmi cer scuze. Zic, păi, nu mai mă domnie atât. Lasă-mă cu domnul Giovanni. Zic, ce vrei? Care? Ce s-a întâmplat? S-a întâmplat ceva? Păi, uite, Nicos. Ce ia de bine, mereu, nevișule.
Și eu sunt o fată cu minte, băia cu minte. Și plângea? Da, ce mă zic, bă, ce-i mă zic, ești nebun la cap, s-a întâmplat ceva, zic că mă sui în tractor acum și vin acum acolo. Ce s-a întâmplat? Care-i faci? Domnul să nu mai se ia de mine, că vorbește prost de mine. Băi, comunici, nu mai plânge sau nu mai te victimiza atâta, cel puțin când vorbești cu mine, fii bărbat, da? Da. Cine mai e lângă tine acolo? Poți să mă și înregistrezi, a spus George. Foarte bine. Chiar mă bucur că este George lângă tine. Când ați venit toți la emisiune, a spus fiecare în descriere despre viața voastră. Că eu am fost dulgher, că ăla cu tare. Păi ai văzut, Nicola s-a spus așa. Am fost dat la cămin, tata a fost la studii în America pentru, știți, mă înțelegeți? Ați înțeles? Să spunem că majoritatea dintre voi a spus adevărul. Mona, de ce n-a spus adevărul despre ea? De ce n-ai reacționat atunci când a venit cu argumente, cu poze, cu filmări, cu asta și ai jucat murdar și niciunul dintre voi n-a spus bărbați? Nu să-i dați dreptate, să vorbiți adevărul. Niciunul dintre voi. Și a sărit o speri și l-ați mitraliat, a tras în el ca în Bosnia. De ce? Domnul Giovanni așa e, bă, zic numai mult domnii. Zic, da, Giovanni, așa este, îți promit solemn eu că mâine o să o întreb pe Mona așa ceva. Și a doua zi sau a treia zi, nu știu, când am văzut, Mona, da. De ce nu mi-ai spus adevărul despre tine? A, asta e George, nu? Nu, comunici. Ce vrei mă să-ți spun? Bine. Mamă, atât. Nu. Atât. Deci? Eu n-aș fi sunat, e penibil, jur, eu n-aș fi sunat. E ca și cum faci un lucru și te fii de greșit sun. Eu cred că i-a fost frică de tine. Păi îmi pare rău, mă scuzați, uitați-vă la mâna mea și la mâna lui. Și-o mai sunt și grasă pe lângă. Că dacă pune pe Alexandra pe aici, ea are mâna fix cu mama mea aici, chietura. Așa da, oare. Adevărat. Deci ați înțeles care este faza cu comunii? Giovanni, am întrebat pentru tine, mă scuzi. Zi-mi o fată pentru care tu ai intrat în casa. Alexandra! Tăiară. Pentru că vrea... Ce fuleală! Vrea să-i fiu stilist. Și te coafez eu... Gratuit te faci. Gratis. Gratis te coafez. Dar eu nu înțeleg o chestie. De ce pentru că ai spus și pe mine m-ai șocat că n-ai fost bătută. Ferească Dumnezeu. Săraca Chebolo, ce-o fi de la Chebolo? Tu nu te auzi ce vorbești? Că n-ai fost bătută? Dar n-ai văzut episodul ăla din Puterea Dragostei când a zis că ea cunoaște hormonii bărbătești mai bine decât hormonii femeiești, că ea îi cunoaște, adică... Că a avut foarte mulți hormoni bărbătești. Ca, adică ce n-au avut foarte mulți bărbați. Asta înseamnă să cunoști hormonii bărbătești mai bine decât... Nu, eu cred că nu știe cum să se exprime, sincer să fiu, eu nu vreau să fiu. Este foarte, din păcate... Nu, eu cred că se exprimă prea bine. Este foarte analfabetă. Bă, bune, deci eu n-am văzut atâtea greșeli gramaticale la niciun concurent. Deci, limba română, din toate punctele de vedere. Băi, pe bune, controlează-te înainte să vorbești. Mai puțin, că e mai bine. Și fac un apel la toți băieții care sunt în casă. Nu mai băgați în seamă. Nu își merită locul. Sunt foarte multe fete care chiar își merită locul. De ce? Că este mai vocală? Până și Mona își merită locul. Am ajuns la concluzia că la fetele este frică de ea. Singura care a avut cojones a fost Andrada. Bravo. Bravo. Scrieți în comentarii care este concurenta voastră preferată și care este concurentul vostru preferat. Și să continuăm, care-i treaba? O, încă o întrebare înainte să continuăm cu următorul subiect. De ce crezi tu că se ceartă Comănici cu Nicos? Care crezi tu că este de fapt motivul între ei doi? Crezi că este vorba că Nicos a început să iasă favorit și Comănici e pe locul 2? Dacă stăm bine să ne gândim, cu câteva zile în urmă sau poate chiar o săptămână, Comănici a susținut sus și tare și jos și... Mai avea puțin și rupea sutienul de pe el, că Nicos nu se iasă niciodată favorit. Deși ăsta nu era scopul lui în emisiune acolo. Voi n-ați venit acolo ca să ieșiți favoriți. Voi ați venit să vă căutați dragostea. Persoana iubită. Ce crezi? A ieșit favorit. Ce ai făcut cu Comăniciule? Mamă, cred. Ce s-a întâmplat în situația asta? Ai lăsat capul în jos cam de fiecare dată și ai început să spui răgăciuni. Căiți-vă păcătoși și turnați-vă cenușă în cap sau ce spuneai tu pe acolo, pe un baie. Nu știu, că deci te-au auzit ăia. Eu nu am cum să nu râd, pentru că este un caracter, înțelegi? Că intri în... Băi, totul este un pamflet aici, ne facem catenică, ne gândim, vreau seama că nu ciufulește nimeni pe nici. Eu cred că v-ați săturat de foarte, foarte, foarte mult scandal ceea ce vedeți la televizor și ar fi trebuit să mai vine și cu puțin umor, exact. Ceea ce ar trebui să întâmple în casă. Dar din cauza unor personaje sau unui personaj pe nume Alexandra, s-a stricat totul în casa acolo. Deci, nu mai lăsați să ia cuvântul, pentru că vorbește foarte prost, este exagerat de agramată, bagă intrigă, umblă cu prostii, cu îmbârligături, cu... și nu-i văd rostul acolo, să stea mai pe dar la tu știi de semnul ei și al lui Sorsa au un semn al lor, nu știu cum, și când se uită una la alta și fac semnul ăla, știu ce să fac, adică își fac planul de acasă. Nu știu, eu am o poză cu ea și eu sunt șocat că am văzut o poză cu ea. Până să și implanteze și ai implantat acolo. Nu, de care zici? Nu, aia e recentă de care zici tu. Nu. A, alta? O să văd și eu. Cum e, nașpa? Era plată, gen. Și de mică s-a dat cu Sania pe burtă, nu știu, am văzut un comentariu acolo, băi, îi place să dai cu Sania pe burtă. Ok. Nimic atrăgător, ca și acum, degeaba ți-ai pus Sania. Auziți băieții din casă că chirurgii au făcut teste pe ea, gen la...
Ce, cobaj? Nu, da, gen, că e unul mai sus și unul mai jos, ceva de genul, nu știu dacă se mai întâmplă. Te remediază, mai trebuie 7000 de euro ca să remediază. Trebuie să pleci? Te reține? Nu, 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 stau cu voi până când vreți voi. Bun, mai și partea întâi și partea a doua și mai am o întrebare partea a treia. Spune și mie ce părere ai că Andra Volos a revenit în Casa Puterea Dragostei. Iartă-mă, spun cu mâna pe inimă, nu știu cine e domnișoara. Care a fost cu Bogdan Mocanu? Și Bogdan Mocanu cine e? Cântăreț, animatoare. Cântăreț sau animatoare? E animatoare. A fost cine animatoare și acum s-a combinat cu cine trebuie și e cântăreț. Nu, e o poveste lungă. E cântăreț acum, dar vrea să fie, dar nu e. Și o să nu o să fie, nu că nu pot e. Să vorbesc despre niște persoane pe care nu le știu, cel puțin de la televizor. Dacă nu știați, Andra Volos să intre în Casa Puterea Dragostei și poate va face un cuplu cu Nico, este o femeie sexy. Dacă o să vezi în emisiunea viitoare, e o femeie sexy. Da, e foarte mișto. Cu siguranță va fi bătută de Alexandra. Băi, stai, stai că mi-am adus aminte, pe bune. Uite, ea vorbea de violență, că l-ai urât ce a făcut Achebono cu tare cu tare. Deși ea a început, ce l-a întărătat. Atunci când ești întărătat și provoci la scandal, tu cum ai putut să arunci paharul ăla de apă pe copilul ăla? Adevărat. Eu i-am rămas șocat. Peste cine a aruncat? Aia. Hai să vă mai spun cum o cheamă pe domnișoara. Nu aia. 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 Am auzit pe foarte mulți acolo în casă care o strigați aia, aia, aia. Pentru că e scris cu Y. Da. Am înțeles. Ok, ce părere ai despre cuplul Mona și George? Sincer. Păi din câte am văzut la televizor nu mai sunt cuplu. Am înțeles. Acum George liber pentru mine? Nu, am informații din George, casă. Vreau să spun ceva. Iartă-mă că ești ca copilul meu. Cum ai putut să ai reacția aia când ai văzut-o pe Mona la bară? Ce n-ai mai văzut ceva ce nu știai? Adevărat. Nu, ai văzut ce nu știai? De ce joci teatru? Tu ești un fotbalist, ai dirulat foarte multe persoane în viața ta. Pe mine nu. Mamă, bine, mă, bine, mă. De ce te-a șocat lucrul ăsta? Nu mai poți să-ți dea spectacol. Eu am informații recente, de acum câteva zile, inclusiv de aseară din casă. George nu vrea să se mai împace cu Mona până nu trece peste niște chestii pe care le-a făcut ea. Ce crezi? Nici Mona nu cred că vrea să mai împace cu ea. Dar cei doi nu pot sta departe unul de celălalt și se sărută, se îmbrățișează. Eu nu recunosc pe Mona. Mona nu este așa. Nu. Mona când vrea să fluieră, fluieră. Adică se preface. Am înțeles, ok. Scrieți în comentarii ce părere aveți. Dolari, cum era melodia cu dolari? Money, money, money. Money, și atunci money, când merg la WC-ul, te ții după. Nu mai asta am în cap. Hai să numărăm și după continuăm cu următorul subiect. Hai că îmi place să număr. 5. Like acum, share 4, pe Facebook, multe, multe comentarii. 3. Haide. 2. 1. 0. Și vă mulțumim. Dați-mi like pentru ceva, nu scrieți pe comentarii ce părere aveți. Să dați follow pe Instagram. Nu dați like-uri, vreau comentarii. Nu, noi nu facem ceva, dați like-uri, dați și like-uri și comentarii. Și doi persoane dacă ne urmărești, e foarte bine. Doi persoane. Pe bune. Știi câți oameni sunt și te uită și te apreciază pentru că ești un om sincer. Băi, sunt foarte sincer. Asta am cerut și lui Nicos să fie foarte sincer. A greșit, eu vă rog să-l pedepsiți. Dar dacă are dreptate, indiferent care dintre voi din casa acolo, de la băi sau de la fete, dați-i dreptate. Arătați-vă mândria de bărbat și nu numai. Corect. V-am pupat. Hai să vedem aici pe rând ce părere tu despre femeie. Mai sunt întrebări? Da. Da. Le luăm pe rând. Zim despre, dar trei cuvinte. Nu, 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 facem așa, faci. Nu prea. Faci like sau dislike? Okay. Pe rând, hai, începem. Eu zic numele, da, hai. Mariana. Mariana doar cine? Like fata aia fără buzele subțiri, da. Că nu prea le-o cunosc. Da, 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 mă da. Ori like, ori dislike. Rrr. Alexandra. Poți să rămân așa? Mona. Mona? Da, e un maybe. Așa. A doua, aoleu. Sora Alexandrei. Adriana. Andrada. Voi scrieți în comentarii, cu uitați like, cu uitați dislike, aici uitați cu noi. Aia. E frumoasă. Nu că este frumoasă. Noi nu știu că mă urmă după fizionomie acum. După ceea ce s-a întâmplat, eu pentru asta dau like. Eu nu dau pentru frumusețe. Madalina, Madalina. Madalina? Da. Bravo. Hai să continuăm și cu băieții. Spunem pe rând. Da? George. Sunt fete? Nu, atâtea sunt. Și Andra Volos, dar nu cunoști. Cum nu mai sunt fete? Cristina Mihaela. Mai sunt fete. Marineasca. A, Marineasca. Acolo îți place. De prezentatoare îți place? Cristian Hael. Super. Top, îmi place. Top model. Top. Deci că de la Victoria. Este imparțial. Foarte bine. Tot respect. Și ai cu băieții acum. Hai să continuăm cu băieții. George. Georgică? Da. Cristian Comănici. Ajutați-mă și voi, vă rog frumos. Poți să fii imparțial? Nu pot. Paul. Puuu, îl iubesc mult. Și mie îmi place de Paul. Îl iubesc mult. Nicos. Nicos? Da. 1-0. Pe bune, și asta nu spun pentru că este copilul meu. Jur, jur.
S-a luptat cu toți din casă. Achebono. 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 Eu îi dau like. Achebono. O să joc așa? De joacă ce? Joacă cum vrei. E 50-50, nu? Da. De ce? Că n-a aruncat bine cu sarmalele. Pentru că o perioadă foarte lungă de timp a fost influențat. Corect. Păcat că are o personalitate de moldovean și eu tot moldovean sunt. Și moldovenii sunt mândri de ei, sunt corecți, îți dau orice, fac orice. Și ei chiar, și noi chiar credem în prietenie după o zi, două, trei. Am înțeles. Păi atât, să? Da, să-i dau așa. Da, îi dai o șansă, adică acum gata, cu siguranță, vizor, ar merita așa. E băiat bun. Dar din cauza faptului că comănice la cam levitat în capul lui și s-a lăsat cu sau fără voia lui. Și ultimul băiat, Alexandra. Dă-te rău frumos, sunt pendic. Nu, nu, mai e concurentul la nou, Alex. Nu știe pe Alex. Nu. Și pe nu. Da, Alexandra, zi. Te-ai ieșit la fete și la băieți, Alexandra. Da. Ați băgat-o la ambele capuri. Da, Alexandra e la băieți și Marineasca e la fete. Asta n-ai înțeles tu. Și mai am o mare întrebare și o ultimă întrebare pentru tine, dar cea mai importantă. Cum a fost să apari în clipul nostru? Cum a fost la filmări? Cum ți s-a părut să fii acolo? O să fac și o puțină reclamă. Că... Da. Hai, bagă! Am fost și eu cândva, m-am pus și eu stadioane, să urca lumea în copaci să mă vadă și asta, știi? Am făcut parte din formația LG. Îmi doresc să fiu și eu. Sunteți foarte mulți care cred că nu mai recunoaște sau nu știți de informația asta pentru că sunteți mai mici. Eu am o vârstă puțin mai înaintată. Mă ducea mami la Constanța, nu și... aveați concerte în Constanța. Avea și în Constanța. Suntem ca frații, eu cu Nichi Iaia, colaborăm. De foarte multe ori am apărut în foarte multe videoclipuri din proiectele lui. M-a sunat, mi-a spus că trebuie să apar într-un videoclip. Nu am întrebat pentru cine, de ce, cum. M-am prezentat acolo. Din fericire pentru mine, sunt ele două și chiar sunt mândru că am apărut în videoclipul lor. Restul n-am nicio treabă, vă spun sincer. Mulțumim, oricum am pregătit și noi o surpriză, dar nu vorbim acum despre asta. Da, și vine cu $100 acum. Oricum am pregătit o surpriză, dar nu putem să spunem. De bani discutăm după, Giovanni. Familie, mai am o întrebare pentru voi, scrieți pe comentarii dacă ați ascultat piesa noastră și dacă ați văzut și pe Giovanni. Giovanni, acolo, dar tu ai fost cam de la începutul filmărilor până la final. Cum a fost atmosfera? Am băgut tot asta. Eu sunt învățat cu sticla. Adică eram tot ăsta. Eu când vreau să fluier, fac lucrul ăsta și am să-l fac ori de câte ori este nevoie. Sunt un bărbat care sunt foarte asumat. Am foarte multe greșeli în viață. Mi le-am asumat și mi le voi asuma în continuare. Îmi place, dacă asta este albă, să recunoașteți că este albă. Cine înțelege, înțelege. Nu mai jucați teatrul. Vorbe adevărate. Trebuie să mergeți cu capul sus. Indiferent de unde veniți. Corect, ai dreptate. Giovanni, mulțumim din suflet. Mulțumim din suflet că ai venit la mine vlog. Este o onoare pentru noi să te avem aici. Mai ales că ai fost super, super mare și mama era fana ta și acum eu sunt aici. Mama, eu eram tipul ăla care mă dezbrăcam mai mult în asta. Că e ca mine cu Rea. Da. Deci eu nu am voce să cânt eu pe toate melodiile noastre LG. Eu n-am, eu dădeam partea de drept și eu aveam asta cu să mă dezbrac cu... Eu în echipa Rea și Tina, eu sunt. Și Nichi e Rea. Dar noi am fost cei mai iubiți. Hai, bate palma, Giovanni. Aici e frumos și Dumnezeu îi place. Vă mulțumim și vouă că ne-ați urmărit. Dați un like acum pentru susținere. Să facem 1.000.000 de like-uri pentru că este un om deosebit. Și să-i dați follow pe Instagram imediat după vlogul ăsta. Găsiți în partea de jos Instagram. Mă, câți prieteni am eu pe Instagram? Nu știu. 4.500, cred. În viața mea nu am mulțumit de prieteni. Pe Instagram, nici nu știu să-l folosesc. Și să vă uitați la piesa noastră, să ascultați, să dați un like, un share pe Facebook, să numărăm, da? Și vă postăm reacții. Iar numărăm? Da, pentru ultima dată în vlog de astăzi. Hai! Haide! Mi-a mi-aduc aminte de spectacolele alea mari. Toată lumea în picioare. 5, Costinești 4, like, 2, 1, like, familie, vă iubim. Am uitat de 0. 0. Like, familie, vă iubim și vă mulțumim și nu uitați de like. Ne vedem data viitoare, da? Pupici! Are fata la re. Frumusețe și valoare. Moare băiatul de ea, că e frumoasă și vrea. Mare, mare iubire, mare. Nu te lași, salivezi. Pentru curul meu tu o să divorțezi. Ești leșinat, ești leșinat. Ești terminat, ești terminat. Eu sunt singura femeie ce te-a refuzat. Ți-am dat jet, ești pamflet, pamflet. Eu sunt dama ce nu pică, tu valet, tu valet. Nu mai plânge, plânge. Du-te acasă, acasă. Pentru tine eu sunt prea periculoasă. Me.